Este primul aeroport din România construit de la zero în ultimii 50 de ani. Partea de infrastructură este gata și se mai așteaptă montarea echipamentelor de radionavigație. A trebuit să treacă însă 15 ani de la începerea demersurilor de construire și până acum. Brașovenii sunt însă încântați de perspectiva de a avea un aeroport aproape de casă. Este extraordinar de complicat, dar nu imposibil. Am plecat de la ideea că dacă alții au reușit, trebuie să putem să facem și noi și să găsim soluții, spune Alexandru Anghel, director la Direcția de Implementare Aeroport Brașov. Salutare, dragilor! Am un episod foarte tare acum pentru voi și anume cum arată primul aeroport din România construit de la zero în ultimii 50 de ani. Turnul de control nu va fi unul clasic, ci virtual. Și haideți să vedem împreună cum arată cel mai tare și cel mai modern aeroport din România și se pare că și la noi se poate, doar că trebuie, ai nevoie de 15 ani din viață ca să te plimbi pe la birouri și pe la tot fel de lucruri de-astea birocratice tipic românești ca să poți să faci ceva. Haideți să vedem mai exact despre ce este vorba și cum arată acest aeroport, ci că cel mai tare din Europa de Est. Hai să vedem. Alexandru Anghel s-a ocupat pas cu pas de implementarea proiectului. Este inginer de aviație și cel care cunoaște fiecare unghier al construcției. După ce a pus pe picioare aeroportul din Iași, a fost contactat de autoritățile brașovene pentru a le da o mână de ajutor. Discuția noastră a început cum altfel pe pista de aterizare. Ne povestește entuziasmat despre Remote Tower, o tehnologie nouă care va fi implementată aici în premieră pentru România, dar și pentru Europa de Est. Cum este posibil? Simplu. Turnul de control nu va fi unul clasic, ci virtual. Practic, în diverse puncte cheie ale pistei vor fi montați mai mulți senzori și 14 camere video de înaltă definiție. Am păstrat practic amplasamentul pe care trebuia făcut turnul clasic, deci pe același amplasament facem clădirea, numai că în locul acelui picior cu VGA, unde stăteau controlorii, va fi un pilon pe care se vor instala camerele de luat vederi. Informațiile care vin din teren de la echipamentele de radionavigație, meteorologie și comunicații și partea de video le preluăm în acea clădire și de acolo le transmitem la Arad, explică Alexandru Anghel, directorul Direcției de Implementare de la Aeroportul Brașov. În acest colț al sării va fi instalat noul turn de control care va dirija traficul la Aeroportul Brașov. Consola va conține 14 ecrane de 55 de inci plus celelalte echipamente de urmărire a traficului care vor asigura dirijarea traficului în deplină siguranță la noul aeroport Brașov, spune Florin Manta, director regional la Romața. Lucrările pentru amenajarea turnului virtual sunt în plină desfășurare. În timp ce la Brașov se construiește așa numita clădire de contingență, la Arad se trag cablu și se montează diverse echipamente, urmând ca la final să fie amplasate și monitoarele. În plus, față de un turn clasic, senzorii vor putea detecta animalele și păsările care vor ajunge în perimetrul aeroportului, iar camerele cu termoviziune vor face ca și în condițiile meteo grele, cum ar fi o ceață puternică, controlorii să aibă o imagine clară a spațiului aerian. Premiera din acest punct de vedere este că de la Germania încoace spre Europa Centrală și de Est va fi primul aeroport operațional dirijat la distanță și de asemenea o altă premieră e că va fi, mă rog, premieră pentru România, că va fi al doilea aeroport din lume construit de la zero cu tehnologia Remote Tower fără să mai treacă prin varianta clasică a turnului de control. Construirea aeroportului de la Brașov a fost un proces lung și chinuitor. Primele demersuri s-au făcut tocmai în 2007, abia 7 ani mai târziu, în 2014, a fost construită pista, apoi totul s-a oprit din nou, din cauza unor probleme juridice legate de teren, dar și a identificării surselor de finanțare, lucrările de construire a terminalului au stagnat până în 2020.
Ceea ce cred că a fost foarte greu este faptul că nu a existat o sumă de finanțare pe care să o fiu avut la dispoziție și din acest punct de vedere a trebuit să gândim o strategie financiară la nivelul Consiliului Județean, să găsim soluții pentru a finanța alte proiecte care erau în sarcina noastră și mă refer aici la drumuri județene, la infrastructura sanitară, la Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, muzeile care sunt în subordinea noastră și să găsim o soluție în așa fel încât să avem posibilitatea ca în fiecare an să avem să derulăm proceduri de achiziții și să putem să implementăm fiecare obiect care este în master planul acestui aeroport, explică Adrian Veștea. Însoțiți de ghidul nostru intrăm în aeroport, peste tot se fac teste și se verifică echipamente. Este de ajuns ca ceva să nu funcționeze și atunci se blochează tot fluxul. Nimeni nu-și dorește să se întâmple asta după deschidere, așa că mai bine se verifică totul acum. În zona de check-in ne atrage atenția o grămadă mare de bagaje. Noi avem niște mostre de test care simulează diverse substanțe periculoase venite cu echipamentele care scanează și alea le băgăm în astea ca să putem să simulăm. Simulează explozibil, narcotice, dar nu sunt narcotice reale, sunt ceva care simulează, arată directorul Angel. Mergem mai departe și vă arătăm ce este în spatele ușilor pe care în orice aeroport vedeți că scrie mare cu litere roșii accesul interzis. Bagajul dumneavoastră trec prin mai multe filtre de verificare din momentul în care le lăsați la check-in și până ajung la avion. Camera de comandă și control pentru sistem și pentru acestea și pentru cele de acolo. Practic aici pentru monitoare se văd bagajele suspecte. Aici le apar, ei nu stau, operatorii și cei care nu stau unde sunt benzinele, stau aici, deci au comanda, aici opresc, stau, verifică. Coboară pe acea rampă, sunt apoi plimbate pe covioare, pe la intrare în acel scanner de la bagaje, ăla mare din spate, care este în realitate un computer tomograf, este exact ce găsim sau ceva mult mai performant decât găsit într-un spital. Este un scanner care scanează bagajele 3D. În momentul în care operatorul îi se pare, spune da, este ceva suspect, apas pe un buton și bagajul este deviat în partea aceea către un supervisor, alți operatori de la alt nivel, iarăși se mai verifică în alte așa și mai este acolo dacă al treilea operator spune clar este suspect, nici că este încă un diverter, este tras și scos acolo. Află mai departe. Practic asta este camera de reconciliere. Este adus pasagerul cu liftul din sala de pasageri, îi se arată bagaj, să-l recunoască, este bagajul lui, îi se arată că s-a găsit suspect în bagaj, se separă par suspect de restul bagajului, se rescanează de față cu el, adică nu umbli în bagaj fără acceptul pasagerului. Bagajul nu este deschis până ajunge aici pentru că poate să existe suspiciunea că i-ai băgat un bagaj în corp suspect, explică oficialul. Aici vor lucra aproximativ 200 de oameni, pe lângă angajații aeroportului vor mai fi cei de la Vamă, Poliția de Frontieră și SRI. Pentru toți au fost amenajat o zonă de vestiare cu dulapuri, toalete și dușuri. Trecem de câteva uși, ajungem în ceea ce am putea numi închisoare aeroportului, câteva camere construite după modelul unei celule pentru cei certați cu legile și cu regulile. Sunt pentru azilanți, pentru persoane cărora nu li se permite accesul în țară. Tu poți să călătorești, dar o anumită țară să-ți interzică accesul și ești oprit practic în zona aceasta de no man's land. Ați mai văzut și prin filme și mai sunt și persoane recalcitrante care sunt reținute temporar până vin instituțiile statului să-i preia, explică directorul Alexandru Angel. Ne întoarcem în zona destinată pasagerilor, la etaj se va amenaja și un spațiu de rugăciune, va fi cât mai auster, fără elemente religioase, astfel încât orice pasager care are nevoie de un moment de liniște să poată intra indiferent de confesiune. Toată zona publică din partea aceasta va fi, se pot amenaja insulițe de servici sandvișuri, cafea, să facem un blat în care să poți să stai cu fața la munți, să observi peisajul și, nu știu, trimiți mail-uri, mai citești mass media, deci o zonă cât mai friendly pentru călător, dar să fii și dotată corespunzător pentru activități economice, deci noi am vrea să facem o parte importantă din venituri, din partea economică și să încercăm să folosim spațiile la maximă capacitate din punct de vedere comercial, precizează Alexandru Angel. Lungimea pistei este de 2820 de metri, aici poate ateriza orice tip de avion cu excepția Airbus A380, care are nevoie de o pistă mai lungă. În acest moment, terminalul permite operațiuni de îmbarcare, debarcare pentru aeronave simultan. Dacă în viitor numărul pasagerilor va crește, se poate mări cu până la 14 și numărul locuitorilor de parcare pentru avioane, de altfel terminal a fost construit astfel încât să permită extinderea sa cu ușurință.
Aici avem zona rezervată pentru dezvoltarea ulterioară a terminalului. Practic ce vedeți aici, pereții aceștia de sticlă pot fi dați jos și clădirea se poate extinde în partea dreaptă. Este o clădire scalabilă, practic păstrăm parte de intrare și de fluxuri și putem extinde zona pentru spații comerciale și zona rezervată pentru pasageri după controlul de securitate, explică în continuare directorul Angel. Cam atât a fost, dragilor, și material. Sper că v-a plăcut foarte mult. Se pare că avem și noi cel mai tare aeroport. Mă rog, încă nu e gata, nu e dat în folosință, dar o să fie dat cât mai repede posibil. Chiar sunt curios de cum va arăta totul, cum se va desfășura. Și nu uitați să-mi spuneți în comentarii ce părere aveți voi de acest aeroport și de acest proiect, zic eu, destul de încântător. Vă doresc mult succes în tot ceea ce faceți și multă sănătate!